Mine a plăcut mult din pădure. Câte drum târcău, mă cheam în gura târcău, luam câte două pândiște mari și am mergeam ca cu mari fumători, câte de la gura, mergeam mâncând. De-a lungul linii, da. Nu mi-a plăcut lumea. Cât ați stat în munte? Apensavă 20 de ani. O 20 de ani am de când stau în locuința asta, unde sunt acum, acolo. Numai în post și rugăciune? Da, da. Apoi da, dacă ești în mănăstire, trebuie să faci o lec de rânduială, deosebit față de lume. Da. Vă gândiți la oameni, la cei care au nevoie de dumneavoastră? Da, da. Care are nevoie de rugăciuni, faci pomenic și noi îl pomenim sau dăm apomenit la altare. Acum și rugăciunea asta, pomenirea, merge în opție. Da. Să vorbească cu Dumnezeu direct. Doamnă, în primul rând, eu cer Dumnezeu curățenia trupului. Dacă nu are curățenie, nu se poate apropie de sfințenie. Da. Și că asta e mare lucru. Și a doilea este rugăciunea. Rugăciunea zi și noapte. Nu te apropie nimeni de Dumnezeu decât rugăciunea. Eu am avut și eu rugăciunea inimii, asta nu poate să aibă fiecare, și eu am avut-o. Și ca să vă spun drept, am pierdut-o, pentru nicepnișirile mele, așa. Dar când ești în contact cu Duhul Sfânt, tu numai stai așa și te roagă Duhul Sfânt pentru tine, dar te rogi cu inima. Că omoară, dacă ai pus curaua, e mai mult singur de acum înainte și fără tine. Ca să ajungi până acolo, e greu, Doamnă, dacă încearcă toată lumea așa ceva. Dar zici când mă unul la 10.000 dacă ajunge. Adică care e aleas de Dumnezeu. Da, și mă ta poate ești aleasă. Că te îndeamnă cuște acolo, la curățirea sufletului, da. Nimeni nu te curță așa de bine decât rugăciunea, da. Ca cum spelma ta o rufă, ca să numeroas, ca să fie curat, așa rugăciunea și lepuiește sufletul omului, da. Iar în puternicirea rugăciunii, de la Dumnezeu, cum vrea Dumnezeu, așa coboară inima Lui, da. Și cum e coboară Dumnezeu rugăciunea? După smerenia Lui. Smerenie și iară smerenie, da. În alțare au fost întotdeauna urâtă lui Dumnezeu. Vezi, mă tare că Dumnezeu toate le-a făcut, dar are pretenții la om. De ce are pretenții? Fiindcă la nimeni nu a dat și i-a dat omului. Da. O lua din, ca cum dă o mamă, alăptează un prunc și îi dă viață cu lapte din cheptul ei, așa ne-a dat viață Dumnezeu. Da, că turna Duh Sfânt peste om. Și de acum înainte, dacă a turnat Duh Sfânt și l-a făcut pe om să vorbească, să știi să laude pe Dumnezeu. Noi cu lumea să nu mai avem treabă, să avem treabă numai cu Dumnezeu. Când a venit cineva la Mântuitor, i-a întrebat, ce să fac, Doamne, să mă mântuiesc? Ce a zis Mântuitorul? Păi zici cele 10 porunci.
Da, să-i vezi pe Domnul Dumnezeu tău din toată inima ta, din tot cultul, din tot sufletul. Iar aproapele tău, ca în sus pe tine. Dacă tai de aici mă doare, tai de aici mă doare, tai de aici mă doare, să mă doară inima după matale. Ca să, da, că dacă ar fi durerea asta și dragostea asta între om și om, nu s-ar face atâtea umoruri. Vezi, la matale cade, presupun un caz, cade 1.000.000 de lei din buzunare. Eu, dacă te iubesc pe matare, fugă mă repede să-mi apuci alu altul și uite, Doamne, la mata o căzut, ia te rog, Doamne, dar fiindcă te iubesc. Dacă nu te iubesc, pun piciorul pe ei. Așa, cu chip că omul e prost, nu știe. Vezi cum se înțeleg lucrurile. Și datoria sfântă avem, a nu face rău și a face mai bine cât poți. Da. Deci noi căluguri nu avem voie să bajucurim, nu avem voie să înjurăm pe nimeni, nu avem voie nici așa măcar să dai la un copil, că el să sperie și tu te faci vinovat înaintea lui Dumnezeu. Da. Asta vrea Dumnezeu, bucurii și pace între om și om, dragoste, da. Du-te, matale, unde te duci până la marginea pământului, dacă nu ai dragoste, nimica nu ești. Da. Să iubești aproape de casă pe tine. Da. Asta ne-o ținut și pe noi. Dumnezeu ajutat.